Doamnelor și domnilor, bine v-am găsit la jurnalul Muntenia TV. Pentru început vă invit să urmăriți principalele titluri ale ediției. Dacă ar fi susținut examenul de bacalaureat în săptămâna simulărilor, elevii giurgiuveni ar fi promovat în proporție de 36%. Numai puțin de 15 autoturisme nou-nouțe au fost astăzi prezentate în curtea Inspectoratului Județean de Poliție. Primăvara aduce, așa cum era de așteptat, deschiderea șantierelor și schimbarea la fața orașului. Ministrul Finanțelor Darius Vâlcov a aflat la Giurgiu într-o scurtă vizită. Vizita ministrului de finanțe, comentată diferit de liderii politici giurgiuveni. Dacă ar fi susținut examenul de bacalaureat în săptămâna simulărilor, giurgiuvenii ar fi promovat în proporție de 36%. Matematica le-a creat din nou cele mai mari probleme elevilor care au susținut simularea examenului de bacalaureat. Doar 40% dintre liceenii de clasa a 12-a au reușit să obțină note peste 5 la proba obligatorie a profilului. Dacă elevii de clasa 8-a din județul Giurgiu s-au descurcat onorabil la simularea evaluării naționale prin obținerea locului al treilea pe țară în ceea ce privește promovabilitatea, situația nu este la fel de rău pentru liceenii de a 11-a și a 12-a, care au susținut săptămâna trecută simularea examenului de BAC. Pe scurt, dacă în săptămâna 2-6 martie s-ar fi desfășurat BAC-ul, doar 36,20% dintre elevii giurgiuveni de clasa 12-a ar fi obținut o medie peste 6, în timp ce la clasa 11-a, 28,78% ar fi promovat. Ca și în anii anteriori, cele mai slabe note obținute au fost la matematică. După cum se știe, rezultatele de la matematică sunt întotdeauna mai slabe decât cele de la istorie. La clasa 12-a, la limba și literatura română, promovabilitatea a fost de 47,11%, la proba obligatorie a profilului matematică sau istorie, 39,94%, și, spre deosebire de cei de la clasa 11-a, cei de la clasa 12-a au susținut și cea de-a treia probă, aceea care se referă la disciplina la alegere conform specializării. Aici promovabilitatea a fost de 46,12%. Cu toate că sunt rezultate foarte slabe, simulările de anul acesta arată puțin mai bine decât cele de anul trecut. Puțin peste 38% a fost media de promovabilitate la sesiunea de BAC din 2014, iar în urma corectării simulărilor sunt speranțe la mai bine în sesiunea de vară din Giurgiu. Față de rezultatele care au fost obținute în sesiunea 2014 la simularea examenului de bacalaureat, anul acesta rezultatele sunt mai bune, în sensul că promovabilitatea este mai mare cu 1-2%. Numai puțin de 15 autoturisme noi-nouți au fost astăzi prezentate în curtea Inspectoratului de Poliție Județean Giurgiu. 9 dintre acestea au ajuns în județ, făcând astfel ca toate posturile de poliție din comune să aibă un astfel de autoturism. În cadrul programului de reînnoire a parcului auto în curtea Inspectoratului Județean de Poliție Giurgiu, au ajuns astăzi numai puțin de 15 autospeciale noi-nouțe. Inspectoratul de Poliție al județului Giurgiu a primit un prim lot de 15 autospeciale. Acestea sunt destinate numai structurilor de ordine publică din județ. 9 din cele 15 autoturisme noi vor ajunge la posturile de poliție din județ. Astfel se va reuși performanța ca la fiecare secție să existe o astfel de auto specială. Pentru a fi cât mai rapizi în intervențiile lor, polițiștii așteaptă și alte loturi de mașini. Urmărim în perioada următoare, ca și din loturile celelalte care le vom primi, ca întreaga structură a poliției județeană să aibă autoturisme oricând gata de intervenție, să nu avem probleme legate de momentele în care suntem în situația de a reacționa prompt la anumite evenimente. Punctele de trecere ale frontierei au fost luate cu asalt în ultima săptămână de migranți. În doar 6 zile, 55 de asiatici au fost descoperiți la frontieră, încercând să pătrundă fraudulos în țară. Venirea primăverii a înmulțit și numărul de migranți prinși de polițiștii de frontieră din cadrul ITPF Giurgiu. Astfel, în doar o săptămână, aceștia au capturat 55 de migranți din țările asiatice care au încercat să pătrundă frauduros în țară. În perioada 6-12 martie 2015, polițiștii de frontieră de la punctele de trecere a frontierei Calafat și Giurgiu au descoperit ascunși în mai multe mijloace de transport 55 de migranți, cetățeni afgani, pakistanezi, irakieni, sirilanchezi și sirieni, care au încercat să
locuință ilegală în țară. În majoritatea cazurilor, migranții au fost descoperiți în locuri special amenajate din remorcile tirurilor, ascunși printre piesele auto, electrocasnice, dar și sub paleții pe care se aflau saci cu pământ de flori transportați de un autocamion. De asemenea, polițiștii de frontieră giurgiuveni au mai reținut și 3 cetățeni afgani care încercau să treacă granița pe jos, ascunzându-se printre camioanele care așteptau să fie controlate, se mai arată într-un comunicat emis de inspectorat. Amenajarea unor parcuri, plombarea a sute de gropi din carosabil și începerea diverselor lucrări de curățenie și modernizare pe domeniul public. Primăvara aduce, așa cum era de așteptat, deschiderea șantierelor și schimbarea la fața orașului. Despre toate acestea a vorbit în conferința de presă de miercuri primarul municipiului Giurgiu, Nicolae Barbu. Parcul Baciu deja a primit de luni. Cred că s-au și apucat, n-am avut timp să merg să văd dacă au început. Ei au primit de săptămâna trecută, deci de luni trebuiau să înceapă lucrările. Parcul Tipografiei au primit ordin de începere de luni să apucă de treabă. Avram Iancu a primit ordin de începere, își fac organizarea de șantier de luni, veți vedea buldozere și excavatoare care vor lucra pe strada respectivă. Toată zona deci Horia, Cloșca, Crișan, Comana și Griviței a primit ordin de începere, dar nu vor începe lucrarea până nu semnăm contractul de finanțare cu MDRAP-ul. Această lucrare a fost scoasă de pe lista de investiții cu susținere financiară a municipalității și am făcut documentația și am trimis la Ministerul Dezvoltării să intre pe OG28-OG30 cu finanțare pe Planul Național de Dezvoltare Locală. Încă de săptămâna aceasta, mai exact de luni 9 martie, au fost demarate lucrări de amenajare la Parcul Baciu. Pentru acest obiectiv de investiții, municipalitatea are în vedere crearea unui nou loc de joacă și a unui spațiu de recreere și relaxare. De asemenea, săptămâna viitoare, echipele de muncitori se vor afla în mai multe zone din oraș, primul obiectiv vizat fiind actualul parc al Tipografiei. Ordine de începere pentru lucrări de investiții au fost date și pentru asfaltarea străzilor Avram Iancu, Horea, Cloșca și Crișan. Lucrările urmând să fie demarate la începutul săptămânii viitoare. În câteva săptămâni vor fi date noi ordine de începere pentru asfaltarea multor alte străzi din oraș. Care sunt modificările noului cod fiscal? Ce măsuri de susținere economică propune guvernul în cazul unităților administrativ-teritoriale și cum se va reuși relaxarea fiscală în următorii 5 ani? La aceste întrebări a răspuns ieri ministrul finanțelor, Darius Vâlcov, aflat într-o scurtă vizită la Giurgiu pentru a se întâlni cu primarii giurgiuveni. După întâlnirea de la Timișoara, ministrul finanțelor Darius Vâlcov a fost prezent ieri și la Giurgiu pentru a se întâlni cu presa locală și cu primarii și a explica măsurile de relaxare fiscală propuse de guvern pe termen scurt, mediu și lung. Vâlcov a dorit încă de la început să elimine orice speculații cu privire la scopul vizitei sale la Giurgiu și le-a vorbit jurnaliștilor despre agenda zilei și despre temele pe care urmează să le atingă. Astăzi, la întâlnirea cu primarii, o să le prezint atât ultima ordonanță care a fost aprobată ieri în cerința de guvern prin care dăm posibilitatea localităților să se împrumute din trezorerie pentru a cofinanța proiectele din fonduri europene pentru a reuși până la sfârșitul acestui an să absorbim cât mai mulți bani europeni. O să le vorbesc și despre memorandumul care a fost introdus tot ieri în cerința de guvern, care prevede înființarea până la sfârșitul acestui an a unei bănci de dezvoltare în cadrul Eximbancului, bancă de dezvoltare care, începând de anul viitor, va fi un sprijin real pentru autoritățile locale, dar și întreprinderile mici și mijlocii și marile companii, inclusiv cele care fac export, pentru a-și asigura finanțarea tuturor proiectelor pe care le au în derulare. O să le spun și despre modul în care vom echilibra bugetele pentru cei care pe primele 6 luni au avut un buget diminuat, mă refer special la localitățile din mediul rural mai dezvoltate. Așa cum era de așteptat, ministrul finanțelor a vorbit și despre situația financiară a județului și despre bugetul de care se va bucura Giurgiu în anii următori. Alocările bugetare pentru anul acesta, pentru Consiliul Județean Giurgiu, au crescut cu 42,995 milioane lei. Asta înseamnă că, practic, bugetul județului Dureasă s-a dublat. 10 milioane de dolari intră în plus în bugetul județului dumneavoastră pe un singur an de zile și ritmul acesta se va păstra și în anii următori.
Cercov a explicat care sunt măsurile pe care dorește să le implementeze la nivel fiscal pentru stimularea economică, care să se cuantifice în crearea de noi locuri de muncă și în majorarea sumelor de bani cheltuite apoi tot în piața românească. După vizita de la Giurgiu, ministrul a declarat că vrea să ajungă și la Buzău și Iași. Întrebat care consideră că este cea mai bună schimbare pe care o poate face în actualul sistem financiar, oficialul a declarat că de fapt toate aceste modificări au efect cumulat și că cea mai importantă este continuitatea în aplicarea acestora. Vizita efectuată joi la Giurgiu de ministrul finanțelor Darius Vâlcov este văzută diferit de politicienii giurgiuveni. În timp ce PSD și aliații consideră vizita ca fiind una de lucru strict legată de viitorul cod fiscal, opoziția consideră că Darius Vâlcov a venit la Giurgiu în scopuri politice și în interesul strict al PSD. După ce a anunțat oficial care în spate o echipă care va câștiga alegerile locale din 2016, liderul PMP Giurgiu, deputatul Marin Anton, a ținut să laude activitatea președintelui interimar al vechiului PNL, deputatul Raluca Surdu, teoretic un adversar politic în alegerile viitoare. E o femeie care muncește foarte tare și a venit cu gânduri foarte bune. Asta mi-e clar și asta trebuie apreciat la Raluca Surdu. Și n-are niciun gând rău față de giurgiuveni. Foarte clar. Da? Dacă în cazul deputatului Marin Anton declarația poate fi luată ca un gest de complezență față de un coleg parlamentar, laudele aduse Ralucăi Surdu la doar o săptămână de către Ionel Dinu, vicepreședinte PMP, par să indice o strategie pusă la cale în interiorul partidului. Vreau să o felicit și eu pe doamna președintă actuală interimar a Partidul Național Liberal. Dar vreau să-i atrag atenția de la început că la Giurgiu e război, nu-i pace. Are un rol foarte important în momentul de față, dacă într-adevăr vrea să ducă pe linia cea bună și pe drumul normal PNL Giurgiu. Întrebată dacă între PNL și PMP Giurgiu sunt în curs tratative politice, Raluca Surdu a negat. Ba mai mult, a susținut că pe liderul PMP de la Giurgiu, Ionel Dinu, nici măcar nu-l cunoaște. Nu-l cunosc nici pe domnul și Dinu. Nu se pare întâmplător. Nu-l cunosc nici pe domnul Dinu, cinstit vorbind, acum am aflat. Nici nu știam numele și nu cunosc nici personajul. În schimb, da, pe domnul Anton îl cunosc. Dacă vă amintiți, am fost și colegi în Parlamentul României. Și am avut suntem. Și am. Da, și suntem colegi. Am fost colegi în același partid. Și am o relație foarte bună cu domnia sa, corectă. Mă recunosc că m-a mirat intervenția sa în presă. Rămâne de văzut dacă ieșirile publice ale celor doi lideri politici ai PMP sunt doar acte de complezență sau dacă acestea ascund un plan politic bine pus la punct. Hotărârea Înaltei Curții de Casație și Justiție, prin care vicepreședintele Consiliului Județean Cristian Oarciu a fost declarat incompatibil în procesul cu ANI, dă apă la moară politicienilor giurgiuveni. Ionel Dinu, lider al PMP Giurgiu, consideră că eforturile prefectului de Giurgiu, Nina Carmen Crișu, de a-l apăra pe Cristian Oarciu, a fost un abuz de putere. Recenta decizie prin care Înalta Curte de Casație și Justiție, secția de contencios administrativ și fiscal, s-a pronunțat în dosarul de incompatibilitate al vicepreședintelui Consiliului Județean Cristian Marciu, dă apă la moară politicienilor locali. După ce completul de judecată a respins recursurile declarate de instituția prefectului, prin prefectul Nina Carmen Crișu și Marciu Ovidiu Cristian Dan, împotriva sentinței 4111 din 18 decembrie, liderul PMP Giurgiu Ionel Dinu spune că rezultatul era previzibil. S-a întâmplat ceea ce s-a întâmplat în urma hotărârii pe care a dat-o Înalta Curte de Casație și Justiție cu privire la incompatibilitatea domnului Marciu. Incompatibilitate care era evidentă la un moment dat în județul Giurgiu, mai ales în urma constatării de către Consiliul Județean. Ionel Dinu spune că, deși era dreptul lui Cristian Marciu să se apere și să beneficieze de prezumția de nevinovăție, amestecul prefectului s-a dovedit a fi unul neinspirat. Bineînțeles că trebuie să-i acorzi omului prezumția de nevinovăție și să ducă la bun sfârșit acțiunea prin căile de atac pe care le avea la dispoziție, atât pe linia justiției, cât și pe contenciosul administrativ care este atributul prefectului. Mai mult, Ionel Dinu o acuză pe Carmen Crișu că a făcut mai mult decât trebuie și că, în opinia sa, a fost un abuz de putere. Dar s-a demonstrat că, totuși, din partea prefectei a fost un abuz de putere. Și ei trag atenția că încă a făcut
face și cred că va mai face abuzuri. Îi dau un sfat. Dacă vrea să stea liniștită și să își crească copiii așa cum vrea orice părinte, să pună stop. În același context, liderul PMP susține că acțiunile prefecturii Giurgiu au fost făcute la ordin politic. Dar totuși, Nina Carmen Crișu este vinovată că a acceptat să execute astfel de ordine care s-ar putea întoarce împotriva sa. Eu nu doresc rău nimănui, dar ceea ce se întâmplă în momentul de față în România poate să cadă pradă într-o zi. Și cred că nu face aceste lucruri că așa îi trece ei prin cap. Nu. E o presiune politică care vrea să, cu acceptul dânsei, bineînțeles, să ducă la bun sfârșit anumite acțiuni. Deși liderii PMP Giurgiu au anunțat ferm că în viitoarele alegeri vor merge singuri, ba chiar mai mult că și-au pregătit o echipă câștigătoare, aceștia par să facă ochiduși liberalilor giurgiuveni. În două conferințe de presă succesive, liderii PMP au ținut să o laude pe Raluca Surdu, copreședinte al PNL Giurgiu. După ce a anunțat oficial că are în spate o echipă care va câștiga alegerile locale din 2016, liderul PMP Giurgiu, deputatul Marin Anton, a ținut să laude activitatea președintelui interimar al vechiului PNL, deputatul Raluca Surdu, teoretic un adversar politic în alegerile viitoare. E o femeie care muncește foarte tare și avem cu gânduri foarte bune. Asta mi-e clar și asta trebuie apreciat la Raluca Surdu. Și n-are niciun gând rău față de giurgiuveni. Foarte clar. Da? Dacă în cazul deputatului Marin Anton declarația poate fi luată ca un gest de complezență față de un coleg parlamentar, laudele aduse Ralucăi Surdu la doar o săptămână de către Ionel Dinu, vicepreședinte PMP, par să indice o strategie pusă la cale în interiorul partidului. Vreau să o felicit și eu pe doamna președintă actuală interimar a Partidului Național Liberal. Dar vreau să-i atrag atenția de la început că la Giurgiu e război, nu-i pace. Are un rol foarte important în momentul de față dacă într-adevăr vrea să ducă pe linia cea bună și pe drumul normal PNL Giurgiu. Întrebată dacă între PNL și PMP Giurgiu sunt în curs tratative politice, Raluca Surdu a negat. Ba mai mult, a susținut că pe liderul PMP de la Giurgiu, Ionel Dinu, nici măcar nu-l cunoaște. Nu-l cunosc nici pe domnul Dinu. Nu se pare întâmplător. Nu-l cunosc nici pe domnul Dinu, cinstit vorbind, acum am aflat. Nici nu știam numele și nu cunosc nici personajul. În schimb, da, pe domnul Anton îl cunosc. Dacă vă amintiți, am fost și colegi în Parlamentul României. Și am avut și am. Da, și suntem colegi. Am fost colegi în același partid. Și am o relație foarte bună cu domnia sa, corectă. Mă recunosc că m-a mirat intervenția sa în presă. Rămâne de văzut dacă ieșirile publice ale celor doi lideri politici ai PMP sunt doar acte de complezență sau dacă acestea ascund un plan politic bine pus la punct. Giurgiuvenii au avut parte de o săptămână schimbătoare în ceea ce privește starea vremii. De la o zi cu soare, la o zi norată și friguroasă. Ei bine, și în acest weekend vremea se va menține pe aceeași linie. Dar mai multe detalii aflați în materialul următor. În ultima perioadă, starea vremii dă bătăi de cap tuturor. Plecăm de acasă cu o geacă destul de groasă, iar la orele prânzului deja renunțăm la ea datorită razelor de soare ce ar puternic solul. Dacă toată săptămâna vremea a fost schimbătoare, așa se va menține și în weekend. Pentru dimineața zilei de sâmbătă, 14 martie, meteorologii anunță la Giurgiu averse trecătoare și o maximă de 11 grade. Cerul de asemenea va fi înnorat, iar pentru seara zilei de 14 martie se anunță o minimă de 7 grade Celsius și ploaie și burniță ocazională. Dimineața zilei de 15 martie va fi una destul de înnorată la Giurgiu. Mercurul din termometre nereușind să treacă de 9 grade Celsius, o temperatură ce se va menține pe tot parcursul zilei de duminică. Seara zilei de 15 martie va avea parte de un cer parțial spre dominant noros, iar minima din termometre va indica doar 6 grade Celsius. Așadar, giurgiuvenii vor avea parte de un weekend cu o vreme morocănoasă, iar indicat este să purtați umbrela la dumneavoastră în cazul în care doriți să plecați la o plimbare sau la cumpărături. Vă invit să revedeți principalele titluri ale ediției. Dacă ar fi susținut examenul de bacalaureat în săptămâna simulărilor, elevii giurgiuveni ar fi promovat în proporție de 36%. Numai puțin de 15 autoturisme nou-nouțe au fost astăzi prezentate în curtea Inspectoratului Județean de Poliție. Primăvara aduce, așa cum era de așteptat, deschiderea șantierelor și schimbarea la fața orașului. Ministrul Finanțelor Darius Vâlcov a aflat la Giurgiu într-o scurtă vizită.
vizita ministrului de finanțe, comentată diferit de liderii politici giurgiuveni. Doamnelor și domnilor, atât pentru astăzi, jurnalul Muntenia TV se oprește aici. Eu sunt Alexandra Preda, vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc să aveți parte de un weekend cât mai plăcut. La revedere!